Consiliul Legislativ este organul statului care reașează proiectele legislative, are această atribuție de a face propuneri privind textele, privind tehnica legislativă, la fiecare lege. Vă dau un exemplu. Legea parcurilor industriale au fost vreo 15 pagini de asemenea propuneri. Sigur că aveam o proiect de Constituție în care peste jumătate sunt propuneri cetățenești. Ele n-au trecut prin filtru tehnic, juridic, dar este... De ce erați în comisie? Nu. Deci noi eram pentru a face un proiect. Atenție! Vreau să vă dau o veste. În Comisia Juridică a Senatului, soarta acestui proiect va avea cu totul altă abordare. Pentru că una este să iei din câteva mii de propuneri câteva texte care sunt necesare în acest proiect constituțional și alta să-ți dai avizul de legalitate juridic. Sigur că, fiind foarte mult și munca a fost titanică în Comisia de Revizuire, pentru că noi am avut de ales între câteva mii de propuneri care se puteau clasa ca fiind de rang constituțional sau nu. Asta a fost prima abordare la zona de proiect, de realizarea proiectului. Când o să apară în Comisia Juridică, o să vedeți câteva armonizări la dispoziția comisiilor parlamentare de specialitate. Sunt câte 6 specialiști în drept care ajută la reașezarea textelor. Deci, practic, suntem în fața unui proiect de lege care va trece prin ambele camere ale Parlamentului, prin comisiile de specialitate, iar forma finală, sigur, va ține cont de avizul Consiliului Legislativ, care e pozitiv.